Obiectiv îndeplinit pentru CS Politehnica Iași, formație pregătită de către antrenorii Mihai Stuparu și Ioan Iftode la turneul Open al campionatului național masculin de rugby în 7, desfășurat sâmbătă la București. Repartizată în grupa a treia, formația ieșeană a dispus cu scorul de 5-0 de CSU Alba Iulia, rezultatul fiind stabilit la masa verde după ce formația adversă a folosit mai mult de 3 jucători străini pe teren, meciul fiind câștigat în primă fază de către Alba Iulia pe teren. De asemenea, ieșenii au dispus cu 24-10 cu CSM Galați și 51-3 cu CS Rapid București, formație nou înființată și care vrea să câștige turneul. Ocupând poziția a doua în grupă, CS Politehnica Iași a jucat pentru locurile 5-8, a cedat cu 5-24 cu Grivița București și a dispus cu 26-7 de CSU Arad, clasându-se pe locul al 7-lea în ierarhia finală a turneului. Nu au fost acordate puncte, competiția având rolul de a departaja cele 14 echipe participante în două grupe valorice. CS Politehnica Iași va juca în elită alături de Rapid, CS Năvodari, CSM Constanța, CSU Cluj, Grivița, Știința Petroșani și CSU Arad, în timp ce în grupa valorică promovare vor evolua CSM Galați, RC Bârlad, Sportul Studențesc, Phoenix Brașov, CSU Alba Iulia și CSM Sibiu. Politehnica Iași s-a bazat la turneul Open pe următorul lot de jucători: Arăriței, Mateev, Sidău, Văcaru, Michiduță, Sandu, Vaman, Baboiu, Gafița, Huzdup, Holbocianu, Curcan și Neagu. Următorul turneu este programat pentru data de 7 septembrie, localitatea gazdă nefiind însă deocamdată stabilită.